Lui Dan Badea îi fuge mintea la năzdrăvănii. Ultimul lui scenariu mă include și pe mine, dar îl are drept erou principal pe Radu Bucălaie, un actor aflat la început de carieră în stand-up comedy, prieten și coleg cu Dan Badea. Pe scurt, Dan a venit cu ideea, eu cu camera ascunsă și cu un actor amenințător. Iar Radu a fost ținta păcălelii, băiatul care încerca să facă stand-up comedy acolo pe scenă. Despre ce este vorba, o să vedeți acum în această farsă făcută de Dan Badea, special pentru prietenul lui. Priviți! Dan Badea pregătește o super farsă pentru colegul lui, prietenul lui, pentru că așa e, între prieteni se fac farsele, da? Bineînțeles. Și suntem într-o seară în care este stand-up comedy, suntem aici în regie unde băieții au show în fiecare vineri și sâmbătă, iar acolo undeva, unde e băiatul în carouri, în cămașă neagră, da? Îl vedem? Așa. E prietenul domnului Badea, îl cheamă? Da. Radu Bucălaie este la început de drum în această meserie de stand-up și a avut ceva probleme la un show în Constanța. S-a ridicat unul așa și a zis, bă, cine ești tu? Eu vreau să vă pă la, pă, nu știu, nu contează cine. Adică, bă, pleacă rămas, de pe scenă. Da, și a rămas un pic traumatizat de treaba asta. Și acum ne-am gândit să aducem un om mare. O să-l vedeți voi, mare. Nu. Ideea e că vrem să-l ajutăm să se lase de stand-up. Adică omul e promițitor, dar dacă mai are 2-3 show-uri de astea... Ce de treaba asta e, beta. Da? Da. Și l-am rugat frumos să vină cu pretenții, cu dalea, ceea ce nu fac clienții noștri, sincer, niciodată. Și va fi întrerupt de acest om. În miezul nopții, în regie, îl sunăm pe prietenul nostru, care arată destul de fioros să vină și să facă scandal aici la stand-up. Știți ce, băieți? Puteți să intrați, atenție mare. Deci omul la care voi trebuie să fiți foarte atenți este într-o cămașă neagră, în carouri, tricou alb, v-am zis, pe sub cămașă, da? Intrați, sunteți foarte hotărâți. Dacă nu-l vedeți la intrare, așteptați puțin la intrare, da? Da. Haide, ne bazăm pe voi. Mihai, facem o farsă în seara asta, ești pregătit? Foarte pregătit. Știi că uite, pe băiatul ăsta trebuie să-l terorizezi. Aoleu, are 30 de kg, o să tremure tot. O să aveți parte de o farsă pe cinste. Deci îi dai teroare, da? Glume proaste. La maxim. O să ia pe sus, o să tremure tot. Azi dăm drum. Hai după el. Și acum așteptăm. Așteptăm? Deși scurtul schimb de replici de la intrare i-a cam risipit relaxarea, i-a cam șters zâmbetul de pe buze și i-a cam zdruncinat siguranța de sine, greul abia acum avea să urmeze. Radu, ținta farsei, a fost anunțat că trebuie să țină locul pe scenă unui coleg care s-a îmbolnăvit și că trebuie să deschidă el show-ul. Chelios, mare, 2 metri pe 2 metri, dulap, așa îi se spune aici în regie, ceafă lată, uite băieții, vezi, prietenii noștri? Ia să vedem ce. Vino mă. Uite, perfect. Dan Badea îi spune, bă, du-te și ei. Pac, băiatul în carouri se duce la intrare. Iar acolo cei doi băieți sunt prietenii noștri. Nu, eu vreau o masă la VIP, să șmecher, nu dai mie orice masă vrei tu. Vă dau o masă care o masă șmecher vreau, în față. Hai că avem. Hai, doi. Masă din față, o masă de bă, tu ești pus și la intrare, cum ai fost și la Constanța, că mă enervez. Bine că stai, bă, te-a pus la intrare, da. Hai, lasă-mă. Lasă-mă, frate, că sunt bine, mi stă bine aici. Bine. N-am ce să... Unde stau? Hai, du-te și du-mă, hai. Unde? În față. Păi la ce doi, da. Hai că imediat vă ajutăm, sigur. Hai. Păi și nu puteți să-ți pute prima oră, ce era așa greu? Păi stau 7 ani. Lasă și acum, mai contează. A plătit, n-a plătit? Băi, îl știai pe ăsta că e de la... N-a plătit. De la cine? A zis că a fost la Constanța, îl știți, nu? A, bine, lasă-i așa. Nimic cere în bani? Nu-i mai cere, lasă. Da. Ce să-i cer? Lasă așa, nu-i. Zi, mă. Ce? Păi nu era la masa aia cu... Poate a fost la masa aia cu... Nu era la masa aia. Păi de unde știi? Știi pe toți? Bă, mă, erau de treabă, iar râdeau cu mine, ce? Dar ce-ai pățit? Băi, ești nebun la cap? M-a luat tremurat. Păi și acum ne zic, hai, bine. Hai, simte-te bine. Stai, hai că te sun. Stai, mă, termine, cum să... Ce-a făcut tu? Nu mai vine tu, nu mai vine. Cum să nu uși, mă, stai niște, dar suntem noi aici. Bă, hai mă că-l cunoaște omul, de ești nebun la cap. De cine vorbim? N-ai mă nicio chestie, lasă-mă. Bă, mă duc și stau lângă el. Să fie ca la Constanța, cu unde e ăla, dă-te jos. Mă, lasă-mă, om. Lasă-mă că n-am nicio chestie. Ce dracu, mă. Băi, termină-mă. Bă, nu vine Tony, ce vrei să... N-are niciodată, nu vine Tony, ce vrei să fac? Exact în față, ești nebun la cap. Și ce poți să faci? Mă duc eu să vorbesc cu el. Mă duc eu să vorbesc cu el. Bă, ce, băi? Ești prost la cap? Serios? Dă-l afară, Hendrik, dar cine e? Lasă-mă,
Aranjează fratele tău, mă duc și vorbesc că nu te pe tine. Dacă e ceva, îi chem pe ăștia de la așa, dacă e, da? Bine, uite, a. Deci dacă e ceva, vin oamenii, ce e atâta? Nu e, mă, dar mă enervez, adică nu vreau să urc pe cine să fie, să zic că la ce ești, mă, haide, mă, bă, haide, iau ca un test, asta e ce. Toți am trecut prin asta. Hai, mă, că toți am trecut prin asta, nu fi prost. Sunt aici, uite, doi paci. Hai, nu fi prost. Convins de prietenul Badea, Radu își face curaj și deschide spectacolul. Vizibil intimidat de Matahala de la prima masă din fața scenei, își începe totuși numărul cu glasul tremurat, cu zâmbetul parcă forțat, căutând să ignore privirile spectatorului amenințător, care îl luase în vizor și continua să îl atace. Hei, bună seara, oameni buni, și bine ați venit la pub! Eu o să deschid show-ul din seara asta. De obicei, ăla care deschide e un nimeni. Numele meu, oameni buni, este Radu Bucălaie. Și de obicei îl pronunț de două ori, ca să pătrundă pe toată lumea. E Bucălaie, e un nume special. Bagă, bai, și ceva mai nou, că m-ai omorât numai așa, numai așa, ne bagi tot timpul. Și la Constanța, zici că ești nebun. Vreau zbătă. Râs că am atâta imagine. Am și eu atâta lumea, ce să fac? Hai, bagă ceva mai nou și tu. N-am altele mai noi, îmi pare rău. Că astea atât, așa mă cheamă. Prima oară m-am întrebat când eram mic, zic, bă, Bucălaie, trebuie să analizezi logic, e format din două părți, e bucă, știi cum să zice, și la aia. Ce mă, frate, la intrare, că m-ai omorât să nu știu, schimbă ceva în repertoriul ăsta, că ești nebun pe bune. Și la Constanța te bâlbâiai la fel, bagă altceva mai nou, dă-te că te jur acum, să-mi bag p***a fumul tău. Hai, dă-i drum acolo, dar fă mă și pe mine să râd. Gata. Stai. Bă, frate, schimbă-l, bă, frate, bă, bă, la intrare, acum că se vine. Pe trei lunile ține pe acele. Da. Nu se vine la intrare, gine. Dar... La intrare stă bine. La... Pe bune. Bune! Eram eu la intrare și... A, așa e bine. Povestește. Bravo, așa da. Așa, bravo. Da. Încerc, scuze, ei nu știu glumele astea proaste pe care le-am. De asta tot încerc să le zic. Dacă am făcut o mare greșeală. Da. Nu știu. Bun. Deci, dar schimbați mă strategia, nu are ce să spun. Unde rămăsesem, frate, că nu mai m-am pierdut. La numele tău. Da? Nu mai știu ce ziceam. De chiuvetă că poți să stai jos. Nu, dar îmi place lângă tine, așa să... Iade, s-o deci unul, din moment, unul din motivele pentru care m-am mutat singur, mamă, să mă... Hai, Radu, îmi pare bine, nu ne-am furat cu persoană. Bucălaia stâmpură-te. Gata, hai să continuăm. De ce te mai uiți urât? Acum, băcai și tu ceva cu mine, nu? Eu te iubesc! Jur, să-i dai ceva mult? O bere! Cum mă iubești tu, ea? Da! E încă una, cum mă iubești tu? Ca de la bărbat la bărbat, ca fratele lui, așa! Ești fratele meu! Mulțumesc! Nu te-ai necat, nu? Nu! E bine! Are mâna cât tot corpul meu! Țigănuși care cântă, da, cine mare, baron, 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 hop, hop! Hai, vezi că ești mai bun? Vino-n coa! Chiar îmi place tine, vino-n coa puțin! Hai, stai aici, stai acolo! Vino-n coa! Ce mă, frate, ce stai și tu în brătă, ce hai! Chiar îmi place tine, mi-e drag acum la tine! Așa, zi acum! Acum, zi! Bun, hai să continuăm! Continuăm! Mi-e prea drag de tine acum! Aaaa! Poți să mă duc, nu mă văd ei de asta! Te văd, te văd, că ești minunat! Toată lumea te vede! Te rog frumos, lasă-mă! Tu chiar n-ai nimic cu mine, nu? Nu? Mi-e drag de tine! Bă, nu mai pot, gata! Mai pot, mai zic! Cum ziceai cu bateria de la... Eram la asta cu... să vină, da. Te-ai emoționat acum, nu spune. Da, doamne. Ce să mai stau?
După 40 de minute în care a fost terorizat de impunătorul complice al lui Măruță și al lui Badea, Radu ajunsese la capătul puterilor. Transpirat, cu inima bătându-i cu putere, mai să-i sară din piept, epuizat de încercările repetate și eșuate de a-și duce ideea și glumele până la capăt, era gata-gata să sară de pe scenă și să o ia la sănătoasa. Norocul lui că Badea cu Măruță au decis să stopeze coșmarul și să-i dezvăluie că totul a fost o farsă. Ce se mai râde să-mi bag? Păi n-ai haz la aia, ce se mai râde? Știu! Dar ce să fac și eu? Aia, atâta pot! Păi, adică ce faci, mă, și la mișto? Da, uite, la mișto, da, atâta pot! Scrii bol, mă, fata, da, aici! Dar n-am ce să fac, stai jos, stai jos, lasă, hai, lasă! Hai, bun! Și după ce că am întrebat-o, i-am zis, mamă, am întrebat-o pe maică mea pe bune, zic, bă, mamă, dar de ce mi-ai zis Mihăiță și nu Mihai, cum ar fi fost normal să zici? Să scrie Mihai în buletin și ce ai zis Mihăiță? Și zice maică mea foarte drăguță, pentru că am vrut să fie alintat toată viața. Băi, am omorât. Păi de la începutul programul îl cheamă... Hai, gata, băi, hai, bă, te rog. Hai puțin. Băi, iată-mă microfonul. Băi, lasă-mă termin. Băi, vino puțin. Vino mâncați. Du-te-mă la intrare că... Vino cu acea, frate. Să-și mai bine. Continuă. Nu. Stai, vino pic de haz n-ai. Continuă bucălaia un pic, vino un pic. Ok. Așa. Am 25. Și locul e singur. Dar problema e că nu l-ai intrat. Hai, vino un pic. Bă, știi care e chestia? Că aici... Nu sunt din București, locul e singur. Aici? Da. Nu ne îmbrăci. Nu, dar bă, frățică, dar nu știu dacă ai fost atent. Că dacă eram la... Hei, e bun. Stai că avem niște... A, da. Stai că avem o chestie. Okay. Vin imediat, să rămân. Stai așa. Oameni buni, nu știu dacă ne-au zis, dar a venit chiar prietena lui Bucălai acum. Stai să-mi pun și eu, stai că să iasă mișto. Da? Știi? Aici nu contează ce se întâmplă, nu știu dacă e vreo chestie, nu știu ce. El oricum își continuă show-ul, deci dacă facem noi aici, am îmbrâncel să nu știu ce să... Dar ideea e așa. Hai să mergem, că nu știu ce să mergem. Hai să mergem spre el, că nu știu ce. Și să-i zic, bă, nu mă înțeleg cum de niciun fel, nu știu ce, și tu zici, bă, ia dă-mă cam mai mult has. Da. Ia dă-mă cu altceva și zic, bă, lăsăm să vorbim cu el, da? Și după aia spun, bă, vezi că asta a fost, dar de cum mă știi, băiatule, că o stremul, o să iau așa, bă, ia vine mă, că dă-mi microfonul. Dar de cum mă știi? Da, mă, da, hai. Bă, da, te rog. Da? Pic de has, n-ai. Stai, mă, aici, unde pleci? Îi pui și tu mânca lumea. Ce? Vreți să mai mânca tine? Da. Da? Dar de cum mă știi? Că asta e o farță din, din partea pe un tău. Bodea! Vino mă încoace. Atâta s-a putut. N-am mai râs, da. Păi uite, săracul s-a uitat la el. Oameni buni, în aplauzele voastre. Ideea era să te terorizăm așa cam toată seara, știi? Dar ei n-au mai rezistat. Stai un pic, că tu oricum ești destul de mare și nu mai vede nimeni nimic. Băi, ideea era că vreau să te terorizăm așa cam toată seara. Pune mâna pe el, că face pot, nu mai pot să nebunesc. Are 25 de ani. Și 25 de chile. Dar serios că-ți bate inima. Nu mai pot, deci vrea să le șim și acum când a venit încă mine și dacă nimeni nu face nimic, era, da, să-l bată, e normal. Dar nu ți se pare că așa e mereu? Atât de fraier e, să-l bată. Nu! Mamă, tremură tu. Vreau să-mi stic la mână, am zis, așa. Bă, decât să-mi dai primul, mai bine îi dau eu. Oricum, am înțeles că e prietenul tău de la Constanța. Da. Mamă, frate, nu mai pot. Ai crezut că e doar așa un show prost? Nu! Ai zis că nu se poate, zic, bă, visez, n-are cum, de ce eu? Trebuia să vină Tony, altcineva să deschidă, eu eram o simplă hostesă în seara asta. N-a venit Tony, a trebuit să urc eu, a venit cel care m-a mai văzut la Constanța să mă bată, a venit așa, ce vrem, dă masa aia. Zice, are rezervare, vreau masa aia că sunt șmecher. Bine! Ia-o! Auzi, dar nu-i ciudat că se râde mai mult acum decât la armatele. Nu, te obișnuiești după un timp. Vă rog să-l aplaudați, să-l încurajați și hai să lăsăm și facă show. Mai pot? Mai pot? Hai, zi o glumă de final. Bravo. Să-i strângi mâna după aia, da? Să-i strângem acum. Bravo! Ești ok? Că nu e adevărat.
Pe jur, mă gândeam cum coboră de aici și unde mă duc. Vă mulțumesc frumos! Hai, să mergem acum! Gata, te... Hai să mergem! Oricine, hai, să mergem. Hai! Hai să mergem, hai să mergem! Bună seara și bine v-am găsit! Să știți că de obicei nu se întâmplă așa ceva. Mamă, să mă... De ce te mai uiți urât? Nu te-ai necat, nu? Deci te-a terorizat foarte tare și Badea, nu? M-a terorizat și tare, că după ce a venit el și l-am condus la masă, trebuia să fie alt început în locul meu și... Ăla n-a, nu, din motiv n-am mai ajuns. Deodată. Și-a zis, Badea, urci tu. Zic, nu urci, prost, e omul ăla în față, mă bate. Urc, calcă în picioare, n-ai văzut cum a intrat? Nu urci, că e un... El te-a terorizat de la intrare, nu? De la intrare m-a luat, a zis, ce faci, de vreau cea mai bună masă, cea mai VIP după. Zic, păi da, aveți rezervare, ceva? Nu, n-am, du-mă la cea mai bună masă. Și era așa peste mine, mai să mă calce în picioare. După când am urcat pe scenă, l-am văzut liniștit. S-a calmat, e ok, nu o să facă nimic. Și au trecut 30 de secunde și l-aud. Dar te glume n-ai, mă? Și eram mai așa, în față, știi? Să știi că ai avut noroc, mie îmi place farsele astea să țină câte 30 de minute, 40 de minute, o oră. Să te fi terorizat. Uite-te la el, uite-te la mine. Și în situația nici n-ai ce să faci. Nu aveam unde să fugi, nu voiam să fug, deci știi ce era interesant? Că și sala a început să nu mai reacționeze. Da, sala se speriase de el. Deci oricum am glume proaste, dar nici așa. Trebuie să o facem urât. Dar unde nu se așteaptă deloc. O facem, mă gândesc toată noaptea la asta, mă gândesc. Te-am ars, fratele meu. Ți-a plăcut?